în textul scris și în recitare. Aș prezenta poezia, creația, la Oana Maria și să auzim că ajungi la 50-a carte la 100 și să ne inviți să ne dai autografă și atunci. Invit aici lângă mine pe unul dintre reporterii noi azi, al lui Vals. Este o echipă pentru că este mai mică, de fapt, acum mi-am dat seama cum e mai mică, e cealaltă de mai mică ca vârstă, dar asta este de mai curci. O invit aici lângă mine pe Denisa Sandu. Despre Denisa, n-am să vă spun, adică să nu vă așteptați acum să fac eu aici adevărate cronici despre operele pe care le scriu copiii. Pentru mine, eu le știu mai mult scritura din punct de vedere gazetăresc, pentru că eu acolo mă ocup. Dar despre Denisa, ce pot să spun? Că atunci când am venit la ziar, am crezut că face parte din categoria acelor copii reporteri care vin pentru că vor în legitimație ca să intre la evenimente. Ei bine, când mi-a trimis primul articol scris de ea, am rămas, wow, eu ce să colectez aici? Nu, efectiv n-am avut ce colecta, pentru că are un stil propriu de a scrie, imaginează mult și la un moment dat mă sună Denisa și îmi zice, Ioana, cum se face în ziua de azi ca să scrie o carte? Ei, pentru mine răspunsul n-am avut în momentul răspuns, am zis doar că trebuie să scrii foarte mult și probabil la un moment dat va veni o șansă, o oportunitate de undeva și va veni publica. Deocamdată și scrie foarte mult și învață să și exersează scrisul. Eu zic să o ascultăm pe Denisa, cu are două creații, da? Una dedicată poetului Mihai Eminescu și una se numește Regina Albinelor, deci zeamul bază de calorul Albina, e logic să citească această poezie. La cine se referă oare? Cine o fi Regina Albinelor? Ramurile de platină, frundele cap, un băiat cu trei răpături. Caută în lung și în larg plopii fără sol și încearcă să afle răspunsul la întrebare. Ce te lege în corul? Visează la morul imposibil dintre luceasuri și domnița de umbra castelului sumă. Stă la pământul rece unde își are draga mamă, dormit pe lui. Gândește tăcut la umbra unui plop, la sultanul Bayazid, la lupta de la rovine și la o dulce pământ. Îndulcindu-și sufletul cu dor de moarte, adorme ușor, în ciripii de păsărele și susuri de apă limpede, gândind la viața de hoinar care a văzut-o și a înțeles prea multe într-o lume care se pare un alt rău. Regina Albina, pe afară o albinuță, galbenă și drăguță, zbura din floare în floare să culeagă miere oare, sau polen strălucitor cu miros înghietor, să-i ducă la regină ca să-i facă o tartină. Și cu zbuna ea va avea să mănânce toate. Dar regina a ordonat albinilor din regat să primească polen în pietor, un gust satisfăcător, să le pregătească tuturor un tort în cinstea muncilor. Și ca să-i veselească, cu mulți bori să muncească, în final i-a mulțumit, tortul mult i-l-a iubit.